Bine ați revenit din nou pe canalul nostru! Suntem emoționați, dar habar nu am de ce, pentru că doar noi am mai filmat așa. Mai multe ai emoționat. Da, în această... Deja m-am obișnuit. Tu te-ai obișnuit. Stai, mă iubim mult. Încă o dată. Bine ați revenit din nou pe canalul nostru! Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Hai, mă iubim mult. Încă o dată. Bine v-am regăsit din nou pe canalul nostru la un nou serial sau episod, cum vreți voi să-l numiți, aventuri din școală de data aceasta. Este tot Love Story, episodul 2, dar titlul de astăzi se numește Aventuri din școală și avem scris pe acest caietel pentru că, da, am stat întâi și ne-am readus aminte ce făceam noi în școală, nu-i așa? No. Și am zis așa, ca să nu ne mai bâlbâim cum am făcut toată trecută, pentru că noi am vorbit așa în apă, de nu știu, eu cel puțin am vorbit ca maiurea, nu prea m-am concentrat așa și m-am gândit să scriem pe foaie exact, numerotat, fiecare punct în parte din ce ne-am adus noi aminte, mai exact, detalii, aproximativ, pentru că în școală s-au întâmplat foarte multe lucruri, dar nu mai... A trecut ceva timp și nu ne mai aducem aminte. Nu ne mai aducem noi aminte exact ce făceam noi înainte, ci doar chestiile care ne-au rămas așa imprimate în creier. Aventurile noastre, să zicem, principale, pentru că da, alea chiar nu le putem uita. Și o să mă tot uit aici, o să trag cu ochiul ca să vorbesc exact ce și cum, să nu o lungim prea mult. Așa că vom începe, bineînțeles, cu numărul, cu punctul 1. Cum am fost noi, nu? La începuturile relației noastre, am fost foarte îndrăgostiți. Și suntem, nu? Ce zici? Extrem de îndrăgostiți. Da, am fost... Cel puțin în prima parte a relației noastre. Da, în prima parte, dar și după, cel puțin eu. Eu am rămas forever îndrăgostită de tine și acum, na, tu... Eu sunt tip mai pragmatic, să zic așa, mai... Nu prea să citesc sentimentele pe fața mea, dar înăuntru meu, acolo, se întâmplă doar ce te poate simți, poate să te și înțeleagă, probabil, de fapt, cum ești tu ca persoană, nu? Probabil. Așa, bun. Și acum ca să începem, să intrăm în povestit, am spus așa că țin minte că ne dădeam întâlnire în fiecare dimineață la școală, bineînțeles, la ora 6. Deci la ora 6, la ora 7, 7 și ceva începeau orele. Exact. Practic eram doar noi și femeia de serviciu. Nu făceam altceva decât să ne ținem în brațe, să ne pupăm, să profităm de momentele noastre intime, să zic așa, pentru că, na, dacă ne iubeam foarte mult, asta ne și doream, să ne ținem de mână, să ne povestim unui altuia ce deci făceam. Să nu vă închipuiți scenarii pentru că v-am spus, noi eram cu bun simț, eram cu bun simț, să ne respectam, deci și la noi a durat foarte mult timp până să trecem la pasul următor, dacă asta vă interesează. Așa că noi întâi ne-am respectat, ne-am iubit așa, copilărește, ca să zic. Doar ne țineam de mână, ne îmbrățișeam și ne pupam, na. În fine. Și acum am încă urechile lungi, cât am așteptat. Eu am fost genul de fată care a ținut la așa e ideea frumos în sine să mă păstrez pentru persoana pe care o iubesc, să fiu pură, curată, în toate cele și... Na, bineînțeles că ți-ai fost primul, adică... De ce să ne mai ascundem, nu? Iubi venea deseori la orele mele de română, dirigenție, geografie, pentru că el nu avea ore. Și ca să petreacă mai mult timp cu mine, nu? Adică să petrești mai mult timp cu mine. În plus de asta, el se înțelegea foarte bine cu aproape toți profesorii. Asta așa ca o paranteză. Era apreciat pentru că învăța foarte bine. Și de aceea îi se permitea acest lucru, să asiste și el, da, era ca un privilegiu, na, pentru tine, dar și pentru mine. De aceea îi se permitea acest lucru, ca să asiste și el la orele mele. Faza nasoală pentru mine a fost că de multe ori eram
și ascultată de profesori, atunci când tu erai de față, bineînțeles, și mă simțeam așa un pic cam intimidată, cam, nu știu, jenată de faptul că tu erai acolo prezent, erai în spatele meu, chiar în ultima bancă. Suflam în ceapă. Da, respiram în ceapă, știți? Și... Mescă-s cu ochii pe tine. Ca să trec de toată faza asta cu intimidarea, mă gândeam că nu e acolo și încercam să mă concentrez ca să duc la bun sfârșit ce trebuia eu să duc, să prezint nu e așa de temele bine. Sau, de foarte multe ori mă ascultau, mai ales la română, profa mă punea să prezint un eseu sau proful de geogra mă scotea în față la, în fața clasei la hartă să arăt nu știu ce. Ți-aduce aminte? Doamne, iubire, ce să o șterzi din memorie tot. Da, s-au întâmplat multe și au trecut multe. Da, făceam petreceri în beciul liceului. Cele mai faine. Cele mai faine. În fiecare vineri. Făceam aceste petreceri cu domnul profesor. Da. Da, și asta se întâmpla așa cam mai aproape de sfârșitul anului, pentru că atunci mai dese, ca să zic. Eram mult mai relaxați și noi și profesorii, nu prea aveam așa mult de învățat și ne permiteam să facem aceste petreceri în beciul școlii. Da, na, mai erau și întâlniri, nu numai petreceri, că se mai juca tenis de masă sau... Da, și de la un joc din ăsta de gen tenis de masă se ajungea la petrecere, hai că era muzică. Era ziua la 1 și... A bine, asta... Făceam, erau motive. Da. Tot timpul erau motive de petrecanie. Și uite așa, petreceam. Aveam muzică bună, sucuri, băuturile se mai strecurau și ele, ce așa, credeți, pe sub mână așa, sau pe sub masă. De exemplu, vin, bere, lichioruri, noi fetele beam foarte multe lichior, gen lichior de banane, lichior de ciocolată. Faci lumea să creadă că eram niște alcooliști. Nu eram, mă, dar asta fac referire la acele zile când petreceam noi toți copiii, da, fetele, ăștia mai mari, nu ăștia mici, ăștia mai mari, că nu... E vorba de vicieni, nu de ăștia de generală sau de... Petreceam. Când o paranteză, lăsând toate astea la o parte, se și învăța. Deci erau momente când trebuia să învățăm, să ne concentrăm, deci nu vă faceți o imagine că acum petreceam non-stop. Da. Sau ce știu. Iubi, tu trebuie să te uiți aici, am avut, la ăsta, nu aici. Am avut profesori foarte buni pentru timpul respectiv, poate prea buni pentru timpul respectiv. Și care chiar cred că ne-au deschis orizonturi, adică, nu știu, ne-au deschis calea către lucruri care poate atunci, la momentul respectiv, erau imposibile, dar, da, uite, acum sunt posibile, multe. Am fost foarte mulți elevi fără posibilități, ca să zic așa, de care mă număr și eu, cum a fost timpul respectiv. Apropo de asta, da, cu excursii, de că nu prea ne permiteam niciun excursii să mergem. Erau puțini care își permiteau. Și de asta vreau să zic că erau așa, ca o escapadă petrecerile astea mici, în beciul școlii, da, sau, nu știu, sau un laboratorul de fizică, sau... Sufletele noastre. Era ceva necesar, ca să spun eu, pentru că pe lângă stresul cu învățatul și așa, mai aveai nevoie să mai... Da, și profesorii ne acordau lucrul acesta. Ne acordau libertatea asta. Libertatea să putem să... Ne relaxăm, să ne manifestăm, na, totuși eram liceeni și ne doream să ne manifestăm, să... nu știu. Bun, să trecem mai departe la următorul punct. Aici e faină faza. Mai făceam petreceri la diriga mea acasă. Aveam o dirigă și încă este, adică este o persoană excepțională. Ne-a făcut viața de liceu mult mai frumoasă și... Nu știu, a fost ceva de vis cu ea. Când mergeam la ea acasă, ne adunam un grupuleț de persoane. Erau mai multe fete, nu? Erau mai multe fete, erau fost și băieți, între care, bineînțeles, și tu, colegi din clasă de la mine, care acum, na, este... O dată sau de două ori am fost, nu mai țin minte, doamna profesor. Da, na, s-a întâmplat de câteva ori să fii și tu pe acolo. Dar, în general, păcat că nu putem colegii noștri din clasă, da, putem să dăm nume, din păcate, na, asta este.
Și acum mulțumim, doamna dirigintă. Dacă vreodată o să ne urmărească aceste tot. Povești și aceste povestiri despre liceu, mulțumim din suflet. Și mulțumim și... domnul diriginte, la fel. Așa, da. Domnul de desen. Poate. Domnul de chimie. Foarte mult. Doamna profesoară de română. Mulțumim foarte mult. Da, de foarte... franceză. Deci ne-au făcut viața de liceu mult mai frumoasă. Ca, exact ca în liceeni, dacă știți, filmul Liceenii. Deci, ceva genul am fost noi. Exact așa au fost generația noastră. Profesorii noștri au fost ca și părinții noștri. Da, așa am simțit. Ne-au însuflețit viața, ne-au bucurat, ne-au încurajat, nu știu. Fost... Ce să mai, ne-au îndrumat. Ne-au îndrumat. Eu, cel puțin, am petrecut 2 ani de liceu în școala unde a fost și Iubi. Am avut profesorii, au fost în profesorii comun, nu? Da, mulți erau profesori care aveam eu și aveai și tu. Da, și de aceea, na, știind că noi suntem împreună, ne iubeau așa, ca pereche, ca cuplu, ca... Nu știu, a fost ceva așa special, să zicem. A fost frumos. Da. Cei 2 ani. Și de aceea... Eu, deci eu clar nu o să uit niciodată perioada asta, ăștia 2 ani de liceu. Clasa 9 și clasa 10, pentru că ceilalți au fost horror, o să ajung și acolo mai târziu, dar perioada asta pentru mine a fost și va rămâne ceva unic. Da, nu știu ce să zic, în ziua de astăzi prea puțin se mai întâmplă ce se întâmpla înainte, pentru că, na, tineretul din ziua de astăzi este mai mult concentrat pe... S-au schimbat timpurile foarte multe și, din păcate, chestia asta virtuală, multe s-au schimbat în rău. Față de timpurile trecute. Copiii nu mai simt bucuria aia de a fi licean. Mai nu pot să zic. Eu cred că... e o chestie virtuală. Ziua de azi, deci generația asta, cel puțin generația lui fiimea, este o chestie virtuală. Mai mult, bazată mai mult pe internet, pe jocuri, pe... Da, din păcate copiii socializare virtuală. De ce să-și aduc aminte? De că mă jucam pe jocuri, că vorbeam cu nu știu care pe WhatsApp sau că am făcut nu știu ce filmulețe pe TikTok. Copiii nu mai socializează cum socializau noi înainte. Nu mai au interacționează cu un interes. Asta făcând așa o paranteză direct, la cum eram noi, nu? Da. Și cum sunt cei din ziua de astăzi. Da. Vorbind despre diriginta mea, ea ne făcea tartine speciale, avea ea un stil așa de a ne bucura stomacurile, că na, eram flămânzi, veneam după școală, întâlneam acolo și apoi ea avea timp să facă aceste tartine. Ea participa deseori la show-urile noastre, ca să vă dați seama cât de tare a fost diriga mea. Se masca în diverse personaje, gen, era o melodie din de la formația Casa Loco, melodia cu Făt Frumos, dacă o știți, cred că o știți, cei din generația noastră știți melodia aceea celebră, Făt Frumos. Și ea a reușit să se costumeze, să devină personajul principal din Făt Frumos. Da, Făt Frumos. Asta a fost la școală, faza asta cu atunci când s-a mascat ea. Da, la școală a fost. Doamne, deci cât am râs, cât de fain a fost atunci. Chiar n-am să uit niciodată. Țin minte că s-a îmbrăcat așa în Făt Frumos și a tras peste niște bikini din aia roșii. Vă dați seama cum arăta. Apropo de poze, eu știu că voi vreți poze cu noi, dar noi nu prea făceam poze. Și dacă am făcut poze și dacă s-au făcut poze, e clar că acele poze... Pe atunci nu erau smartphone-uri. Da, ori sunt la... alți colegi de-ai noștri și nu le-am primit noi, nu știu. Probabil au mai fost care au mai făcut poze, dar na, fiecare le-o ține pentru el. Și... noi n-am primit poze și nu de asta ne pare foarte rău. În schimb, avem niște poze cu noi doi când eram în liceu. Alea o să le afișăm noi atunci când o să le găsim, pentru că sunt undeva în beci, ori aici, ori acasă la noi în România. Nu, sunt în beci. Da? Pus într-o valiză. Așa, și o să ajungem săptămâna asta să facem curat în beci, atunci o să găsim pozele respective, o să vi le afișăm pe acolo. Când o să facem un alt story, să le vedeți cam cum eram noi în liceu, cum arătam. Așa. Să nu vă șocați. Da. Deci asta a fost cu diriginta mea.
bineînțeles că trecem la următorul punct. Despre excursii, o să vorbim, cum ziceai și tu mai devreme, noi nu prea am fost în excursii, din păcate, datorită situației financiare care o avea fiecare, da. Na, și asta se știe, deci nu este un lucru care, na, e rușinos. Da, la noi au fost situații și situații când am avut, au fost situații când n-am avut, na, și se întâmplau că excursiile astea se făceau atunci când noi nu aveam. Și renunțam, de fiecare dată renunțam, dar țin de că eu am fost în excursie de vreo două ori. Odată am fost la Predeal, iarna, da, păi eu am fost iarna la patinoar. Atunci a fost prima dată când am patinat și de atunci am zis că nu mai vreau să patinez niciodată. Era să-mi rup capul. Foarte nașpa m-am lovit și de atunci gata, nu mai vreau. Și apoi am mai fost într-o excursie unde am vizitat o felul de peșteri în zona Brașovului, dar nu știu sigur să vă mai zic pe unde, muzee, etc. Dar cu iubirea nu am fost niciodată în excursie. Asta chiar mi-a părut rău pentru că era foarte... Am fost noi doi mai târziu. Noi doi, personal, dar așa cu clasa nu am fost. Bun. Făgeam de la ore câteodată, chiuleam, da? Ca să eu... Și eu am aici. Eu vorbesc despre mine acum. Recunosc. Da, chiuleam ca să-l văd pe Iubi cum juca tenis de masă și faza faină era că proful meu de desen mă proteja, mă acoperea. Zicea că mergeam la el să fac ore extra de pictură. Mi-e plăcea foarte mult să pictez și chiar apropo de chestia asta, eu am făcut și caricaturi la toți colegii mei, la toți profesorii mei. Dar ar fi fain. Nu, ba nu, am făcut numai la diriga caricatură. Numai la dirigintă. Da, și la colegii mei. Apoi proful de desen s-a hotărât el să facă așa o expoziție în clasă și toate caricaturile alea care le-am făcut eu le-am pus pe o planșă din asta așa mare și le-am pus pe prete. Și veneau din alte școli, tot din comuna noastră, veneau ca să vadă caricaturile. Serios? Da, deci aveam... Știu când l-am pus pe perete, dar... Aveam... vizitatori, copii, veneau... Dar făcuse tu în curtea școlii, cum ne jucam toți acolo și profesor și elevi. Nu știi? Ce? Ne-am stat noi într-o seară și ai făcut așa mini caricaturi, mai multe personaje, care mai de care. N-am râs. Pe desenate. Da, aia n-ai dus-o la școală, era prea periculoasă. Da, făcând o paranteză, visul meu a fost ca eu să fac benzi desenate. Îmi plăcea foarte mult să inventez personaje de tot felul și pe vremea aceea chiar făcusem niște benzi desenate cu liceeni. Cu noi, cu toți, noi, cu, adică cu așa, colegi, da. Cu profesori. Cu... Și țin minte că am fost la diriginta mea ca să-i cer sfatul, chiar fusesem cu taică-mea atunci. Da? Da, și am arătat benzi desenate, ea mi-a zis că sunt foarte talentată și că să continui pe ideea asta. Dar m-am plafonat, nu știu de ce nu am mai continuat. Asta făceam noi, adică eu când nu aveam chef de ore și când știam că tu joci tenis de masă, fugeam de la ore, îl aveam pe proful de desen care mă apăra, mă proteja și mă acoperea. Era laboratorul de fizică, era chiar lângă clasa ei. Era o sală foarte, foarte mare. Da, acolo se țineau și conferințe. Erau niște bănci. Sala principală a școlii. Da. Mesele erau ca niște birouri așa destul de mari, da. Aveau o suprafață lungă, acolo mare. Acolo făceau și experimente la fizică, la chimie. Întorceam câte o masă din aceea, puneam, nu mai țin minte, ceva bețe, nici nu mai știu ce aveam prin clasă pe acolo, și, da. Ca fileu și jucam paletele în tenis de masă. Deci era campionat de multe ori. Da, și dai seama că eu nu puteam să pierd campionatele, ții minte că eram cea mai... Foarte fain. Da. Am jucat și pe hol. Mi se pare și pe hol. Lăsaseră o masă din aceea din laborator, da. Și o lăsaseră acolo. Și apoi în fiecare pauză tot taca, taca, paca, taca. Ba erai la meciuri de basket, ba erai la meciuri de tenis de masă. Avea o dată, clasa noastră era liberă. Și chiulise un coleg de la chimie, biologie, tot clasă paralelă cu noi. Mm-hmm. Și clasa lui avea ore cu doamna profesoară de matematică noastră.
Nu pot să dau nume. Asta tare, o fază tare comică și culmea, cei mai buni jucători de ping-pong era băiatul ăsta și un coleg de-al meu. Și jucau acolo în fierbântaj, mă, pung, 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 și urlete și na. Da. Și la un moment dat iese profesoara de matematică și începe pe acolo să urle la ei, să îți dai seama, profa de matematică era cea mai nașpa, în sensul... Era mai strictă, ca să zic așa. Da, era mai... Dar na, și deranja ora, măi, că se auzea urât, numai tât, tât, pâc, 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 numai da. Continuu. Nu știu, mie nu mi-a plăcut de profa de matematică, eu sunt sinceră. Na. Da, era ok, dar nu, mie nu-mi place matematica de fel. Da. Mergeam pe la cetate, avem o cetate, un fel de oră, dacă... Din 1200. Știți, este cetatea aceea, mai zici și tu, din 1200. Cetate construită de cavalerii teutoni. 1200 sau 1000? De prin 1200 datează. Așa, da. Și mai târziu, cetate vizitată și probabil apărată de Petru Rareș. Am înțeles că Petru Rareș a avut acolo o sediu sau nu mai țin minte exact, rușine acolo să fie că încă nu știu exact. Lupte. Dar știu că s-au dat și lupte acolo. Da. Și cetatea se cheamă ziua de astăzi Marienburg. Da, numele la feldioara, de fapt, mai vechi este Marienburg, da, cetatea Mariei sau orașul Mariei. Comuna noastră, de fapt, este o comună săsească, acolo foarte mulți sași. Da, au fost. Au fost și de ce? După aceea, normal că s-a chemat feldioara pentru că au venit și cetățenii de etnie maghiară, care au dat denumirea de Feldvar, feldioara, și așa a și rămas. Da. Nu. Oamenii, da, ce să zic, trei naționalități s-au întâlnit și practic s-a format o comunitate. Sași, ungurii și românii. Și românii. No. Transilvania este des întâlnit. Au venit. Da, după. După Revoluție, foarte mulți moldoveni au venit. Vezi? Din partea Sucevei, din Botoșan, din Iași, deci foarte, foarte mulți. Și deja se combină oamenii. Da. Dar foarte fain în orice caz. Bun, și că vorbeam despre că noi după ori ne plimbam, mâncam înghețată, bineînțeles, împreună, stăteam pe iarbă, la povești. Pe bănci. Pe bănci, da, și nu știu, povesteam foarte multe chestii și nu ne plictiseam. Tot felul de lucruri. Deci chiar nu ne plictiseam. Povesteam tot felul, tot amintiri de când eram noi mici. Ne făceam planuri pentru viitorul nostru, ce o să facem, cum o să fie, visam casa noastră, copiii noștri, nu? Ți-e minte? Da, eram tare idealiști. Da? Și speram așa în viitorul nostru. Da, uite, vezi că suntem împreună. Tot mai scăpat de mine și nici eu de tine. Se spune că ce-ți pui în gând de tânăr, cam aia se întâmplă mai târziu. Da. Poate inconștient, dar... Idealiști. Am fost niște idealiști și suntem. Bun. În general, noi ne petreceam timpul împreună, ca să înțelegeți. Eram mai tot timpul împreună. Ne întâlneam, bineînțeles, și cu grupul nostru. Da, așa. Mai târziu, mai rar. Aici că vreau să specific ceva. În acest grup se afla acel băiat cu care am vorbit înainte să-l întâlnesc pe Iubi. Așa. Apropo de acest lucru, mă simt obligată să specific că acel băiat cu care am vorbit prima dată a fost unul foarte bun și este, slavă Domnului, are familie, copii, este un om împlinit. Pe mine m-a iubit foarte mult. Deci chiar m-a respectat, m-a iubit, mi-a spus și după. Da, vrea să însoare cu mine, dar din păcate, pentru el nu s-a întâmplat acest lucru. Și după ce ne-am despărțit, el a suferit foarte mult timp. Din păcate, nu. Da, a suferit mult. Eu, sincer să fiu, nu prea am știut lucrul ăsta, pentru că eu eram concentrată pe tine. Am știut eu mai mult. Na, te iubeam pe tine și... Dar culmea că eu vorbeam cu el și eram prieten foarte bun și mă simțeam atât de prost. Eram și naivă pe vremea aceea, copilăroasă, așa, deci nu prea
conștientizam ce i s-a întâmplat băiatului după, pentru că el a suferit și mai târziu am aflat și chiar mi-a părut foarte rău. Na, eu nu am vrut să-i fac rău nici într-un caz. Na, nu pot zic că n-am ținut, am ținut, iubit, dar... Atât! Când... Dacă vezi, nu pot să zic numele, să știi că a ținut la tine. Da, da. Așa că... Da, mi-a plăcut de el, mă, s-a zis, a fost un băiat bun, respectos. Na, ce să zic, s-a purtat frumos, măi, și cu mine, și cu părinții mei. Era ok ca băiat. Super. Dar na, inima mea a fost pentru tine și nu am putut să fiu cu cineva dacă nu aveam. Noi am fost împreună la liceul Petru Rareș din Feldeoara timp de 2 ani. Eu în clasa 9-a și a 10-a, iar Iubi a fost în clasa 11-a și a 12-a. Și a 12-a, așa. În clasa 12-a el a trebuit să învețe foarte mult pentru BAC. Și ții minte că învățam împreună, eu te ascultam, te corectam, deci chiar atunci a fost anul pentru tine, clasa 12, a fost decisiv și eram împreună, ne întâlneam tot timpul, dar el, în mod special, era concentrat pe școală, trebuia să învețe pentru BAC și na, eu l-am înțeles, cu toate că ne mai certam, pentru că ții minte că nu prea vrei tu să mai... Nu știu, să ne întâlnim așa. Eram stresat, eram foarte stresat. Să ascultăm muzică, facem lucruri împreună. Și eu eram așa un pic cam, cum să zic eu, cam egoistă. Că mă gândeam mai mult la mine, că vreau să fii cu mine, vreau să petrecem timpul împreună. Știi, până am înțeles că, de fapt, trebuia să înveți pentru BAC și na, am început să-l înțeleg, să-l ajut, să-l corectez, să te ascult. Ții minte? Da. Așa, și acum că vorbim despre bacul tău, Iubi l-a dat în Brașov, la un liceu, nu mai știm exact unde. Nu știu cum se cheamă acolo. Da, no, am uitat. La patru materii, română, literatură universală, istorie germană și sport. Media a fost de 8 și ceva, 8.68, ai zis? Cam așa. Nu, mai știu ceva de genul. Dar la germană general. A luat la examen 10. I-a plăcut foarte mult germana încă din școală, de aceea el poate germana acum să vorbească foarte bine. Da, menționez că mi-a plăcut germana din cauza doamnei profesoare, pentru că ea m-a făcut să-mi placă. Un om excepțional, care mi-a deschis ochii în multe privințe. Și păcat că n-am avut-o ca profesoară, păcat. Și un om care reușea să facă copiii să învețe, fără presiuni, fără doar prin bunătate și prin exemplu. Și în ziua de astăzi mai și în ziua de astăzi mai vorbim așa pe câte un mesaj, pe câte o temă. Da, este acolo, prezentă încă. Foarte încă o dată mulțumesc, doamna profesoară. Dacă vreodată o să vadă aceste filmulețe. Da, vezi, deci ai avut susținători și ai încă. Da. Bun. După ce Iubi a terminat liceul, eu am fost nevoită să mă mut la liceul Eudoxie Hormuzache din Rădăuți. Da, asta a fost o lovitură, deci asta, groaznică sub centură, pentru așa. Mine, cel puțin. Pentru tine, dar și pentru mine, pentru că eu nu îmi doream să termin liceul pentru în altă parte. Dar, datorită faptului că ai mei s-au mutat în Suceava și-au cumpărat casă la țară, eu am fost nevoită să mă mut de la liceul nostru, să mă mut la alt liceu și... Că tu mai aveai o lună sau nu știu, că două? Da. Când s-au mutat ei și... Ei s-au mutat prima dată, iar eu am rămas în... Am rămas cu colega ta. Da, am rămas cu colega mea. Eu am stat în gaz de la o vecină de acolo din scară și eu m-am mutat la Ema pentru că n-a fost ok cu gazda asta. Mi-a făcut foarte mari probleme și am stat la Ema câteva luni până am terminat clasa 10-a. După aia ne-am dus cu toții. Da. Cu tine, cu Ema, ne-am dus acasă la noi, la țară și acolo avem amintiri superbe, deci a fost foarte fain. Da. Da. Așa, și vorbeam despre liceul ăsta, poate că unii dintre voi știți despre Eudoxie Hormuzache, este un liceu foarte... În Rădăuți. Da, în Rădăuți. Este un liceu foarte sever, cu pretenții foarte mari. Și din cauza aceasta eu am fost foarte stresată, pentru că de la nivelul care eram eu, am fost nevoită să ajung la nivelul lor. Acolo chiar se învăța foarte, foarte mult și în plus de asta că se tocea. Da. Se tocea foarte multă carte așa și trebuia să fie un fel de șorcel de bibliotecă, ca să zic așa.
Na, și eu la nivelul meu de relax cu, cu învățarea, nu? Eram... Mai nu poți să zici că era chiar... Au fost momente când ai fost și aici, că nu... Eu la liceu, în fel de oră, da. Am învățat foarte bine, deci chiar am fost, ca să zic așa... Dar e metodologia diferită. Între primii. Era, cum să zic... Mie mi s-a părut așa un lucru învechit la Eudoxiu. Da, acolo erau... Extrem de... mult dădea teme și... Profii foarte stricți și trebuia să înveți după materia lor, după tot ce îți predau și dacă nu învățai, te lăsau corigent și... Na, era un stres. Nu era așa cum aveam noi la liceul nostru, așa o legătură cu profii... Da, mai spirituală. Spirituală. Mai... Deci, la noi, la școală, a fost... Este și o diferență de mentalitate. Clar. Între Brașov și, să zic, Suceava, Rădăuți, totuși da, noi am fost încurajați de profii noștri de la liceul din Feldioara. Na, cum am zis mai adineau, cum am povestit, că clar, nu se compară nici într-un caz. Așa, și aici destinele noastre s-au schimbat radical. Eu am devenit mai conștientă de viață, de faptul că trebuia să învăț, să lupt pentru un viitor mai bun, pentru a avea un viitor mai bun. Iubi, el m-a urmat, după cum vă ziceam, a venit la noi la Rădăuți. Am și de acasă. Puși de acasă, dar na, erai major chiar, deja. Nu chiar, da. Și-a căutat un job. Un fel de a spune. Primul lui fiind ca gestionar la magazinul mătușii lui. Nu și... era al ei, al... copiilor ei, cum ar veni, adică generului. Generul, da. Și fiicei ei. Așa, și după jobul ăsta, că n-ai lucrat foarte mult, câteva luni... M-am lucrat vreo 3, 4, 5 luni. Cam așa, știu, da. Tot am A plecat în Germania, la o familie, pe vremea aceea se recrutau persoane, gen fete băieți, tineri. Așa, tineri. Proaspăt să absolvenți de liceu, ca să zic așa. Da, pentru jobul ăsta au pair, dacă știți, cred era, că știți. Era un program, se numea au pair. Da, așa, explică și tu. Veneau, erau nu reclutați. Li se făcea contract pe un an de zile sau pe 6 luni, eu știu. Li se făcea interviu. În Germania, în Italia, în Franța, în Anglia. Practic te ocupai, stăteai cu copilul mic al familiei, da, ajutai la schimbat, la dat de mâncare, la... Pe lângă aveai grijă de casă, de grădină... Mai aveai teme de făcut prin casă una alta, da, în cazul bărbaților, cel puțin în cazul meu, cum am pățit-o eu am imerit-o destul de prost pentru că trebuie să muncesc cot la cot cu capul familiei, ca să zic, da, în ceea ce făcea el. Și la serviciul lui. Și plus că, na, să zic așa, de la 7 dimineața mă trezeam și mă culcam la 11-12 noaptea. Nu, deci acolo chiar ai fost am foarte... Am fost foarte, foarte ocupat, foarte... Ocupat, da, și pentru bănuții care muncit, îi primeai ca la vremea așa, aia, chiar... Contractul prevedea să primești niște bani de buzunar, variau între 180 de euro, cum erau atunci, sau ce erau, mărci. Euro, că se băgase euro. Da. Și, na, cei mai norocoși ajungeau și la 250 sau 300, depinde acum și de familie. Da. Pe vremea aia tu ai luat 250 de euro. 180. 180, asta e greu. Atât. Și, na, a fost foarte de multe ori. Doamne, pentru câtă muncă da. Aveai. Și eu am fost acolo. Da, mâncai cu ei, într-adevăr. Ce mâncau ei, mâncai și tu. Mergeai unde se duceau, ei, da. Unde se duceau ei, mergeai și tu. Dar era foarte mult, foarte mari cerințele. Bine, asta, da, unii au avut noroc, da. Au prins familii care i-au ajutat și în viitor, deci au stat un an de zile, după aia le-au găsit de lucru la băieți, la fete, s-au stabilit în Germania sau în Franța sau în Anglia, au avut foarte mare noroc cu programul ăsta oper. Alții, cum am fost și eu, de exemplu, am avut ghinion. Da, deci chiar a fost... Singur avantaj a fost că am învățat foarte multe să fac,
printre care și școala de șoferi am fost obligat să o fac din cauza asta, că aveam nevoie să conduc. Da, da, școala de șoferi ai făcut-o în Brașov. Da, am făcut-o în România, dar totuși în ideea că trebuia să merg la ei. Da, vezi, deci forțat de împrejurări. Și mi-am făcut experiența de condus în Germania, ceea ce a contat foarte mult în viitor. Da, târziu. Acum, de exemplu, da, pentru că da. Nu doar conduci, toată ziua conduci. A fost ca un fel de armată pe care eu n-am făcut-o în România, pe care am făcut-o în Germania, ca să zic așa. Și eu în tot acest timp am stat cu ai mei, cu frate meu, cu bunimea, cu ai mei, cu părinții și m-am concentrat la fel pentru BAC, pentru că am ajuns și eu în cel din urmă să dau BAC-ul și chiar am fost foarte stresat în acea perioadă după ce ai venit în Germania. Tu ai prins bățica aceea de timp când eu înainte te-a dat BAC-ul. Da. Și eu am intrat într-o depresie, am început să fac atacuri de panică. Chiar înainte să dai bacalaureatul, mi se pare. Chiar înainte, da, a fost un coșmar pentru mine. Deja relația noastră scârția, el nu înțelegea ce se întâmplă cu mine, eu nu mai împăsa doar de ceea ce se întâmpla cu mine. Aia a fost perioada neagră a vieții mele și de acolo au început pentru mine, în mod special, lucrurile să se schimbe. Măi, eu am înțeles ce s-a întâmplat cu tine, dar a fost altă. Dar eram tineri, eram copii, da. Eu aveam 18-19 ani, nu prea înțelegeam ce se întâmplă cu mine, cu emoțiile, cu fricile, faptul că trebuia să dau bacul și profii tot timpul ne amenințau că nu o să luați bacul pentru că voi nu sunteți în stare, că n-ați învățat, nu știu ce, și eram stresată și de aici am pornit așa o depresie. Vezi, uite, ori din cauza stresului, ți-a zis, o declanșat tiroida. Da. Și în ziua de astăzi eu iau tratament pentru tiroidă, pentru că de atunci cred că s-a pornit problema asta mea cu tiroida și... Dar lucrul ăsta l-am descoperit numai aici, aici, Germania. Germania. Da, pentru că în România, chiar dacă am fost și mi-au făcut niște analize, nu mi-au descoperit că aveam probleme cu tiroida și din cauza asta eu... După ce am terminat cu școala, am început să trăiesc așa un coșmar. Am făcut semn depresie, atunci noi doi ne-am despărțit. Ne despărțisem, da. Da, și pentru mine a fost un coșmar timp de 7-8 ani de zile, ca să zic așa, până m-am restabilit-o emoțional. Bine, în tot acest timp am muncit, am fost căsătorită cu tatăl Biancăi și na, am făcut și facultate. Bine, asta mai târziu poți. Da, asta a fost. Povestești. Mai târziu, n-are sens. Dar dacă vă interesează, chiar aș vrea să fac un clipuleț separat, un story time, cum am depășit depresia și atacurile de panică, pentru că da, se poate depăși, nu scap de ele, dar poți să trăiești cu ele, poți să te înveți cu ele. Așa că să treci mai ușor, cum poți să-ți recapeți încrederea dacă ești în cazul ăsta. Lăsați-ne în comentarii dacă da sau nu, o să fac un story time separat și o să vă povestesc cum, ce și cum. Nu? Cam astea au fost momentele noastre în timpul liceului, să zic parte așa. Parte din ele. Repet. Nu le știm pe toate pentru că s-au întâmplat foarte multe, dar vi le-am spus pe cele mai faine care ne-au rămas în suflete, nu? Și cred că asta contează cel mai mult. Restul alea sunt așa, Cam astea au fost, repet, cu momentele noastre în liceu. Următorul story time, să zicem așa, o să vă povestim ce am făcut noi de ziua îndrăgostitelor, pentru că asta chiar trebuie să vă povestim. Niște faze foarte comice. Știu, martie, dar în mod special zilele de Sfântul Valentin, astea sunt trebuie să povestite. Câteva amintiri de care cu siguranță o să râdeți, pentru că și noi când ne aducem aminte râdem. Și o să mergem mai departe cu aceste episoade. Dacă vreți și vă plac genul ăsta de povești, povestiri de ale tinereții, de ale liceului, ne lăsați în comentarii și ne spuneți că dacă da sau nu. Noi o să continuăm. Deci,
clipulețul ăsta o să, e destul de lung, mai mult de jumătate de oră. Sper că ați avut răbdare să ajungeți până la final. Bine, să mai tai tu din el. O să tai eu la editat. Doamna editoare. Așa, da. Dar nu mi-ar place să tai pentru că, na, da, cam tot ce am spus e... editor. E fain. Bun. V-am pupat tare, tare, dragii noștri, și vă mulțumim încă o dată că ne urmăriți și că ne sunteți alături. Să știți că apreciem toate mesajele voastre și iubii inclusiv, chiar dacă acum lui este scumpă. Nu, bine să cască vremea care e afară. E un pic înorat afară și tot îmi vine să cască. Ne pregătim să ieșim afară pentru că parcă s-a mai liniștit vântul. Ieșim și cu copilași, că copilași fac dezastru în cameră. Acum ar fi bun să luăm smeie, că totuși bat un pic vântul. Da, smeie, iubii. Smeie. Nu smeie. Așa? Mee. Și da, ne revedem săptămâna viitoare, tot așa, duminică, cu un alt story time. Nu? Așa că v-am pupat, să aveți săptămână minunată, călduroasă, ca să zic așa, fără ploi și fără vânt. Și să fiți sănătoși. Na, că am mai crăpat un drag. Cel mai mult scondează. Da. Aveți sănătate. Bine, na. V-am pupat. Pa și ne revedem curând. Pa!